În febra bucuriei declanșate de fuga lui Ceaușescu și lipsiți de atâția ani de informație corectă și diversă, mulți români au trecut cu vederea că cele mai importante mesaje politice transmise de televiziunea română veneau din partea unor influenți membri ai Partidului Comunist și ai nomenclaturii. Limbajul lor, spre deosebire de limbajul manifestanților, era specific politicilor sovietice de tip perestroica. Stimați tovarăși cetățeni, să se vadă că aici se face ordine. Cu contribuția, cu participarea, cu prezența oamenilor muncii, cu participarea activă a poporului și nu a unor conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comuniști, n-au nimic de a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară. Dar noi trebuie să ne organizăm. De câțiva ani, numele lui Ion Iliescu se auzise la Radio Europa Liberă, rețea media finanțată de Statele Unite. Europa Liberă nu facea propagandă pentru cineva. Sigur că am vorbit, am fost de fapt ecoul celor ce se spuneau, ce se scriau în Occident despre Iliescu, în primul rând, în primul 86. Nicolae Ceaușescu însuși știa de mult că mai tânărul său subaltern era văzut drept succesor. În 1971, imediat după vizita în China și Corea de Nord, l-a retrogradat din funcția de secretar general al Uniunii Tineretului Comunist, unde ajunsese sărind treptele ierarhice. Era cunoscut ca cel mai activ oponent al lui Ceaușescu, care am fost înlăturat de Ceaușescu din structură de conducere în 1971. Mutarea lui Ion Iliescu la Timișoara și apoi la Iași nu exprima însă opoziția față de sistemul comunist, ci ținea de logica internă a aparatului de partid și de relațiile cu Moscova. Ceaușescu se temea ca în astfel de vizite delegații să nu se întâlnească ieșind din incinta ambasadei cu emisarii ruși, pentru că el s-a temut într-una de o imixtiune a sovieticilor în nucleul de decizie. Iar Iliescu a încălcat acest consemn. Ion Iliescu, fiul unui ilegalist comunist, Alexandru Iliescu, era refractar acestei atmosfere faraonice. În plus, experiența celor 5 ani de studii la Moscova, din prima parte a anilor 50, unde a studiat hidroenergetica la Institutul Molotov între 1950 și 1955, îi oferea lui Ion Iliescu un ascendent politic și intelectual evident în fața lui Nicolae Ceaușescu. Iliescu era absolut inedit, citea tot ce se putea citi. Da, da. Mult mai tânărul Petre Roman făcea și el parte din aristocrația roșie. Se pare că își datorează funcția de prim-ministru prietenii dintre Ion Iliescu și Walter Roman, tatăl lui. Pe numele său adevărat Ernest Neulander, Walter Roman era unul dintre veteranii PCR. Născut la Oradea și devenit comunist ilegalist, a luptat în brigăzile roșii din Spania. Anii războiului mondial și a petrecut la Moscova în slujba Cominternului, după cum atestă dosarul său de cadre de la Arhivele Naționale. Întors în România ca responsabil cu propaganda pentru divizia sovietizată Horia, Cloșca și Crișan, colonelul Walter Roman devine în 1948 general și șef al Marelui Stat Major, apoi ministru al telecomunicațiilor. Până la moartea sa, în 1980, Walter Roman rămâne director la editura politică. Studiile și profesoratul lui Petre Roman la Toulouse, accesibile în anii 70 datorită dosarului bun, s-au dovedit CV-ul perfect în 1990. Trei ani fusesem la studii, la doctorat în Franța, în Toulouse, și deci am trăit democrația pe viu și eram pasionat, desigur, de, mai ales prin comparație cu ce se întâmplă în România, de ce înseamnă democrația, libertatea. Acești oameni, toți erau nemulțumiți. Deci nemulțumiți, după cum v-am spus, erau înșiși miniștrii lui Ceaușescu. Cel mai cunoscut nemulțumit din România era de departe Silviu Procan. Postredactor șef la Scânteia în anii 50, apoi corespondent în străinătate, a deținut în 1955 funcția de ambasador la Washington, iar între 1959 și 1962 a fost ambasador al legației României la ONU. Căsătorit cu Sasha Sidorovici, ilegalistă în anii 40, Silviu Procan era printre puținii fericiți care călătoreau fără probleme în Occident și, lucru de neînchipuit pentru un muritor de rând, publica articole în New York Times. Silviu Procan a călătorit în America și călătoriile lui sunt justificate tocmai de nevoia aceasta regimului de la București, care oferea exemple de bună purtare, de democrație,
Silviu Brucan s-a impus în cercurile comuniștilor interesați de răsturnarea lui Ceaușescu datorită unei misterioase călătorii la Moscova în toamna lui 1988, o călătorie care l-a ajutat să se prezinte drept emisarul lui Mihail Gorbaciov în România. El s-a autodenunțat că a fost în Uniunea Sovietică. Dar pe pașaportul lui nu apărea ștampila de intrare și de ieșire din Uniunea Sovietică. Spiritul inițiativă al lui Silviu Brucan a jucat, se pare, rolul principal și în difuzarea la 11 martie 1989 a așa-numitei scrisori a celor șase, un protest scris la adresa regimului Ceaușescu. Autorii documentului erau Gheorghe Apostol, tovarășul de drum al Anei Paucăr, economistul lui Gheorghe Udej Alexandru Burladeanu, fostul ministru de externe Corneliu Mănescu și vechii legaliști Mircea Răceanu și Constantin Părvulescu. I-ar fi dorit ca scrisoarea să ajungă în primul rând la șeful PCR, Nicolae Ceaușescu. Astfel că atunci când Ion Iliescu cere acestor comuniști să se prezinte la CC în ziua de 22 decembrie, nimeni nu protestează. Fac apel! Acum este 3 fără un sfert. În jur de ora 5, la sediul Comitetului Central, să vină toți cei responsabili care se pot angaja în această operă constructivă de care trebuie să ne apucăm încă de astăzi. Inclusiv la cei 6 militanți ai partidului care au dat dovadă de patriotism, care s-au adresat țării, care au făcut un apel la luciditate și către Ceaușescu. Nu toți semnatarii scrisorii celor șase au ajuns la CC, dar cei care și-au făcut apariția în decembrie 1989 la televizor vor avea un important rol în politica anilor 90. Vreau să mă adresez în primul rând acum membrilor de partid. Partidul Comunist Român de 20 de ani s-a făcut incapabil și inapt să guverneze. S-au dovedit inexistenți, careriști, corupți. Vechi comunist legalist, în 1940 Alexandru Burladeanu a ales să rămână în Basarabia, când provincia a fost ocupată de URSS în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Se va întoarce în România după o perioadă intensă de muncă ideologică, la una din școlile Cominternului. Era o structură creată de declaratul desființat Comintern, pentru că în fapt nu se desfințase, se pulverizase niște structuri. În anii războiului, Alexandru Burladeanu a trecut și pe la Institutul Economic de la Moscova. Din această perspectivă, cooptarea sa alături de promotorii perestroică în Consiliul Frontului Salvării Naționale era firească. Ideologic însă, partea leului i-a aparținut lui Silviu Brucan. Ochii la Moscova, el a anunțat într-un editorial publicat în România Liberă pe 31 decembrie 1989 că FSN, organismul de stat care trebuia să fie arbitrul imparțial al primelor alegeri libere, pășește în cursa electorală. Neutralitatea statului sub noua putere a durat astfel mai puțin de 10 zile. A fost răsturnată dictatura personală a lui Ceaușescu, care a adus daune enorme țării și suferințe fără seamă în poporului român.